începutul provocării și se pare că Mary e pusă serios pe treabă. Lily, sunt cu ochii pe tine. Uite și bunătățile, pepene roșu și galben. Cât de delicios arată! Miroase dumnezeiesc! Iar Maria noastră e în pierdere. Sărăcuța a rămas fără bunătăți. Ce delicios e! Nu mai spune! Eh, Mary, îți va zâmbi și ție cândva norocul. N-am de gând să aștept norocul. Voi gusta coaja. Poate îmi va plăcea. Ce decizie ciudată, Mary! Crede-mă, e delicios! Foarte delicios! Comportamentul ciudat al lui Mary continuă. De ce își lipește sâmburii în frunte? Ce mai, Lily? Jucăm? Provocare acceptată, prieteno! Victoria e a mea! Nu te gândi că ți-o voi lăsa, Lily! Atunci începem la 3! 1, 2, start! Privește și învață, Lily! Uite cum se face! Te-am întrecut! Uimitor, Mary! Te bucur prea devreme! Uite ce rapid mănânc! Încă un sâmbure pe frunte! Fetelor, nu știu cu cine să țin! Bineînțeles că cu mine! Voi învinge! Ești convinsă? Da, Mary, ești convinsă? Vezi ce pricepută sunt? Pricepută? Privește în fruntea! Deja nu se mai vede de sâmburi! Uite, încă unul! Pierzi! Aș vrea să continui jocul, dar nu mai încape în burtică. Nici să mă ridic nu pot. Haideți să tragem linie. Numărăm sâmburii din fruntea lui Mary. Avem nevoie clară de un calculator. Ce mai? Minunat rezultatul. Iar acum rândul lui Lily. Lily, se pare că ai mâncat prea mult. Așadar, decizia juriului, învingătoarea în acest joc este Mary. Felicitări! Da, sunt așa de bucuroasă! Eram convinsă că voi câștiga. Ți-am spus eu, Lily, sunt o învingătoare. Chiar m-am străduit. E oribil să pierzi. Oare ce le așteaptă pe fete? Haideți să aflăm mai rapid. Kate primește tăiței roșii. Și par a fi foarte iuți. Oh, nu! Atât mi-a fost! Așa, eu ce am primit? Sunt albaștri, trebuie să-i ating. Ce rece e! Am congelat! Ai mei sunt verzi și au o brânză mucegăită pe ambalaj. Sper că asta să nu fie o problemă. Oh, nu! Miroase îngrozitor! Mai bine să o închid până nu ne sufocăm. Emma, începe prima. Chiar am niște bețișoare pentru tine. Haide, nu te opune. Și eu am un șervet. Uite așa, nu te vei păta. Poftă bună, Emma. Okay. Da, mersi. Sunteți foarte amabile. Voi încerca să mănânc tăieței ăștia. Dar nu mă descurc. Okay. E înghețat. În fine, bețișoarele nu-mi sunt de folos. La naiba cu manierele. Baftă, Emma. Credem în tine. Voi încerca să o ling. Să vedem ce va ieși. Oh, nu. Mi-a înghețat limba. Cum să mă salvez? Trage, trage cu toată puterea. Încerc, încerc. Cred că nu e de folos. Oh, nu! Pic! Ține-mă! Emma, ai exagerat puțin. Dar se pune. Bravo! Prietenele tale sunt pe cale să se spargă de râs. Uitați-mă! Trebuie să mă scap de chestia asta de pe cap. Mă bucur că vă amuzați pe cinste. Ați putea chiar să mă ajutați. Emma, nu te întrista. Deja a trecut. Așa-i. Susie, rândul tău. Începe să mănânci. Din nou va duhni. Am o soluție isteață. Emma, puneți asta. Așa nu vom simți duhoarea. Asta ne va ajuta. Iar eu ce să mă fac? Încă simt duhoarea. O, știu ce mă va ajuta. Clama pe nas și niciun miros. Acum pot mânca. Folosim bețișoarele. Cu ele va fi mai comod. Așa, voi lua doar puțin pentru început și voi gusta. Se pare că lui Susie nu-i plac deloc pastele cu brânză. Trebuie să fie foarte grețoase. Biata Susie, luptă-te, rezistă! N-am vrea să fim în locul lui Susie. Stop, ajunge! Nu mai pot așa! Trebuie să pun capăt coșmarului. Nu voi mai mânca. Punct! Și de clamă m-am săturat. Nu-i conform regulii. Ieșirea e între acolo. A, da? Atunci țineți asta. Mâncați-vă macaroanele duhnitoare. M-am supărat. Fetelor, nu vă certați, e totul în regulă, provocarea continuă. Acum e rândul lui Kate. Și e clar că se teme de ceea ce a primit. Mai cu curaj, Kate, crede-mă în tine, poți să o faci. Fie, o voi face, dar mă tem foarte tare. Trebuie să mănânc tăieței, dar nu-mi doresc deloc. N-am de ales și nici nu-i cale de întoarcere. E deja în gură. Nu-i nimic ciudat. Deși stați un moment, ce se petrece cu mine? Te-ai înroșit toată. Ai primit tăieței foarte iuți. Sărăcuța, cum ești? Acum sunt mai bine.
dar nu mă mai ating de ei. Mănâncă, nu încălca regula. Așa să fie, mănânc. Iar porția asta cred că e pe măsură. Nu, nu, trebuie mai multă. Nu trișa, Kate. Bine, atunci o voi face în mod barbar. Voi mânca cu mâinile și nimic nu mă poate opri. O așa porție va fi pe placul tuturor. De-abia încape în gură. Am reușit, am făcut-o. Sunt o învingătoare. Vai, chemați pompierii. Kate va topi totul în jur. Fetelor, păzea! Oh, nu! Ajutor! Nu vă îngrijorați, fetelor! Imediat totul va reveni la normal. Doar că va trebui să vă udați puțin coafiura. Acum e bine, a trecut. Se pare că trebuie să vă refaceți machiajul. Dar important e că v-ați descurcat de minune cu provocarea. Așa e că a fost o idee grozavă? Aha, foarte grozavă. Da, da, fetelor, e exact ceea ce credeți. Începeți mai repede să nu ne ia plictiseala. Fie, eu încep prima. Am nevoie de o periuță de dinți. Voi pune doar puțin. Oare ce să fie? Pare a fi muștar. E absolut oribil la gust. Dar trebuie să continui. Nici nu pot să privesc, e groază. Termină mai rapid. Încerc, nu vrei să o faci tu în locul meu? Nu sunt potrivă. Nu, te descurci și singură. N-ai nevoie de ajutor. Oare eu ce am primit? Sper să fie ceva plăcut. Haide odată, suntem curioase. Imediat, nu mă grăbiți. Voi pune pe periuță, e ceva verde. E un cam gust oribil în gură. Lily, nu am timp de tine acum. Fetelor, nu e așa de rău. Aș zice chiar că e delicios. Incredibil. Nu-i cinstit și eu vreau ceva gustos. Se pare că Mary s-a gândit la ceva. Mary, ne spui ce se petrece? Am periuța în gură, mi-e incomod să discut. Doar privit. Cum spui, Mary, așteptăm cu nerăbdare. 1-0 pentru mine. Lily, ca întotdeauna, pierzi. Ah, deci așa. Să nu crezi că mă dau bătut așa ușor. Te-ai decis să mănânci toate scârboșenia asta? Exact! Să nu crezi că victoria vine așa ușor. Voi câștiga, Mary. În timp ce voi vă confruntați pentru a decide cine e mai tare, să privim ce a primit Betty. Arată neobișnuit. Voi gusta doar puțin. Wow, e delicios! Îmi place! Aș mânca asta zilnic! Iar uite că la Mary și Lily pare că ceva nu-i bine. Fetelor, vă e rău? Cum vă simțiți? E nevoie de un medic? Nu avem nevoie de un medic. I-am demonstrat lui Mary cine e aici cea mai tare. Mary, cu acordul tău, voi îndrepta scorul. Fetelor, concurența dintre voi va ajunge cândva la final. Luați orice drept în trecere. Așa, 1-1. Da, sunt cea mai tare. Mă descurc și o voi dovedi tuturor. Da, da, dar întrecerea nu e încă gata. Stop, privește-ți dinții. Ce-i cu ei? Arată oribil. Și ai tăi la fel, ce să ne facem? Luați exemplul lui Betty, fetelor. La ea e totul minunat. De data asta, fetele au ouă. Priviți ce multe sunt, un munte întreg. Ce vor face cu ele? Sincer, nu înțeleg. Dar tu, Emma. Eu încă mă gândesc ce să fac cu ouăle albastre. Dar tu, Susie. Eu încerc să le număr. Sunt foarte multe și toate trebuie mâncate. Atunci începe tu. Dar nu uita să te folosești de bâtă. Ce mai? Încerc să le lovesc cu putere maximă. Ura! Am reușit să le sparg. Bravo mie! Ești foarte puternică. Cu tine mai bine să nu ne punem rău. Înainte să le mănânc, trebuie să le miros. Miros bine. Incredibil, dar sunt delicioase, fetelor. Nu mă pot abține. Voi mai înfuleca unul chiar acum. Și eu vreau să gust. Și eu? Hai să-i gurăm câteva. Mâinile acasă, okay. Sunt toate pentru mine. Voi mânca singură și nu voi împărți. Și voi doar priviți dintr-o parte cât de bine mă simt. Fie, ne așteptăm rândul. Ce rapid ai mâncat, ce mai apetit, dar strânge după tine. Nicio problemă, voi arunca direct pe jos. E rândul meu, de-abia aștept să gust. Și eu am nevoie de o bâtă. Contează să prind de lan și să lovesc cu forță. Uite așa. Kate, ai grijă, prietenele tale și-au pierdut echilibrul și pică. Ajută-le! Foarte amuzant, li s-au învârtit capetele. Dar nu am timp de asta, e timpul să-mi fuleg bunătățile. Incredibil, sunt delicioase. Voi lua două deodată și le voi mânca pe rând. Și chiar că arată delicios. Nu mă pot abține, le voi înfuleca deodată. În timp ce tu te-ai delectat, prietenele tale s-au trezit. Și nu le place că din cauza ta au suferit.
par foarte nemulțumite. Ce să mă fac? Nu-s eu de vină. Haideți să lăsăm tristețea în urmă. Emma, haide, mănâncă ouăle. Ai mai rămas doar tu. Acum, fetelor, cred că voi folosi și eu bâta. O lovitură puternică și e totul gata. Uite așa. Oh, nu! Mi-a picat direct în gură. Iar mie pe față. E grețos. Ups, au scăpat de sub control. Sunt ouă adevărate. Scuze, nu mă așteptam la asta. Oare ce ne așteaptă? Vai! Eu am Monster Pups, iar voi? Hamburger și sos? Oh, nu! Sunt oribili! Iac! Quentin, sigur nu ai noroc. Dar eu am un burger grozav. Pot să încep eu? Haide, Zec! Ce capac ciudat! De ce să fie aici? Cred că trebuie să-l punem aici și să apăsăm! Zec, se pare că nu a luat în considerare toate detaliile! Mi-a mai rămas doar puțin! Asta a fost tot! Acum e rândul tău, Quentin! Al meu? Fie! Știți ce? Eu m-am răzgândit! E o provocare, Quentin! Dacă refuzi, pierzi! Haide, mănâncă! În fine, pornim! Dar nu e chiar așa de rău! Chiar nu e rău deloc! Mi se face rău! Am mâncat tot! Rândul tău, Suzy! Sunt de acord! Ador burgerii! Ce delicios e! Suzy, ce haioasă ești! Ce? Cum adică? Vai! Burtica mea e enormă! Ai devenit chiar tu un hamburger, Suzy! Așa, gata cu râsul! La ce s-a mai gândit? Voi reveni în formă! Ce haioasă e, Suzy! Răilor, mai bine m-ați ajuta! Știți doar să râdeți! Și chiar că am râs pe cinste! Vai, Suzy, ți s-a înalbăstrit nasul! Nasul tău e colorat, Zec! Și al tău, Quentin! Oare ce ne așteaptă de data asta? Ioc! Quentin, ai broccoli! Oh, și de ce am din nou ghinion? Hei, Suzy, tu ce ai acolo? Nici eu nu știu! Pare a fi un creion și o foaie! Iar Zec are... Eu am Nutella grozavă! La o parte! Eu primul! De-abia aștept să gust! Ce delicios miroase! Doar cum să o mănânc? Cu mâna, desigur! Uitați ce culoare frumoasă! E așa de aprinsă! Delicios! S-a murdărit tot de Nutella! Sunteți doar invidioși! Vai, nu-mi pot scoate mâna! S-a blocat! Ce să mă fac? Ajutor! Bietul Zec! Acum iubita lui Nutella e mereu cu el! Așa? Încă puțin? Oh, nu! Doare! Ce am în frunte? Sânge! Uf, e doar Nutella! Delicios! Acum e rândul vostru, prieteni! Haideți! Așa? Și ce să fac cu foaia asta de hârtie? Oh, cred că am o idee! Quentin, stai să te desenez! Așa? Minunat? Îmi iese minunat! Uite, Quentin, tu ești! Suzy, nu seamănă deloc! Dă-mi-o! Uite, așa e mai bine! Hei, ce-ai făcut? Vai, e delicios! Și creionul e delicios! Hei, Suzy, ce crezi că faci? Gata! Acum tu, Quentin! Eu cred că am găsit o altă utilizare pentru broccoli!
Quentin, așa nu merge. Nici să nu îndrăznești. Mănâncă! Dar eu nu vreau! Iac, ce scârboșenie! Uf, chiar că se străduiește! Bravo, Quentin! Suntem mândri de tine! Haide, rezistă! Vai, se pare că nu e bună! Trebuie să le readucem la simțuri! Trezește-te, Quentin! Gata, gata, nu mai e nevoie! Vai, mâinile mele! Și ale mele! Oh, în sfârșit! Oh, wow! Hm? Și ce e asta? What? Nu știu, Quentin! Dar eu am un ursuleț de jeleu! Da! Ce gustare grozavă ai, Suzy! Iar eu am ardeiuți! Iac! Zec, clar nu ai noroc! Eu primul! Așa, să vedem! Aha, trebuie să apăs aici! Băutura verde direct în pahar! Nu-mi dau seama după miros dacă e delicios sau nu, dar trebuie să gust! Pornim! Nu-i rău deloc! Și am o idee cum să grăbesc procesul! La ce s-a mai gândit? Voi bea direct din sticlă! Da! Wow! A fost delicios! Vai, ceva e pe cale să vină! Mă scuzați! Iac, Quentin, nu mai avem ce respira! Mai bine mănâncă-ți ursulețul, Suzy! Ursulețul meu! Ce grozav e! Și are ceva înăuntru! Dar cum să scot conținutul? Am o idee! Dr. Suzy la datorie! Începem operația! Trebuie să tăiem pe mijloc! Uite așa! Acum e timpul pentru pensetă! Să vedem ce ascunzi aici! Wow! E prințesa Elsa! Tare! Wow! Ce drăgălășenie! Iar acum să-l înflecăm! Delicios! Vai, ce dură e! A fost atât de bun! Nu atinge! Mai bine mănâncă-ți ardeii! Nu! Nu-mi doresc deloc să-i mănânc! Iac! Îi urăsc! Așa? Câte o bucățică mică? Câte puțin? Ce iute e! Gata! Așa, Zec! Dr. Suzy te va ajuta! Ține! Haide, haide, mestecă! Oh, iau foc! Oh, nu! Vine o explozie! Ne ascundem! Mai repede! Trebuie să ne rocorim puțin! Zec, ține asta! Uf! Se pare că am reușit! Mulțumesc, Quentin! Ne-ai salvat! Dar ce s-a întâmplat cu Elsa? Mulțumesc, Quentin! Vai! Se pare că mi s-a colorat gâtul! Vai! Și ție, Quentin! Și ție, Suzy! Avem cu toții gâturile colorate! Ce tare! Wow! Am un super tort cu un monstru! Iar Suzy are o înghețată grozavă! Preferata mea, Baskin Robbins! Wow! Și Zec are ceva grozav! Ce apetisant arată pepenele meu! Eu primul, bine! Haide, Quentin, începe! What? Vai, stai! Zec a început deja! Ce mai, Zec? Delicios? Foarte! Cât de repede am mâncat tot! A fost atât de bun! Vai! Cred că voi... Mai repede! Ne ascundem! Atac cu sâmburi! Uf! S-a terminat! E totul în regulă? Bine! Amuzant, da, Zec? Oh, nu! Sâmburii au ajuns în înghețata mea! De ce? Iac, ce scârboșenie! Și cum să mai mănânc acum? Oh, am o idee! Întoarcem înghețata? Uite așa! Minunat!
Wow, ce idee grozavă, Suzy! Și acum înfulecăm! Ce delicios! E atât de bună, nu mă pot opri! Dar am cam înghețat! Ce frig e! Trebuie să o încălzim rapid! Poftim o păturică, Suzy! Mulțumesc, prieteni! Sunteți foarte mărinimoși! Oh, Quentin! Ai mai rămas doar tu! Haide! Hei, Quentin! Nu vrei să împarți o bucățică? Suntem așa de flămânzi! Da, da, desigur! Țineți! Mulțumim, Quentin! Auci! Credeați că împart tortul cu voi? Ba, bine că nu! Îl voi mânca singur! Așa, am o idee cum să-i dăm o lecție lui Quentin. Îți iubești tortul? Atunci primește-l din plin! Perfect, bate palma! Vai, nu văd nimic! Mai Quentin, ai altă față! Ce haios arată! Poftim, șterge-te! Voi cu glumele voastre! Obrajii tăi, Quentin, sunt verzi! Wow, noi gustări grozave! Nu, bomboane acre oribile! De ce? De ce Suzy are noroc din nou? Da, am o hubabuba enormă! Nu-i rău, Suzy, iar eu am o rodie! Ce plăcut miroase! Eu încep! Dar cum să o mănânc? Bucățică cu bucățică! Dar asta va dura ceva! Haide! Da! Mi-a reușit! Iar acum, cu ajutorul unui pai, voi aduna totul! Minunat! Delicios! Și acum o voi mânca pe toată! La o parte! E ca un animăluț! Oh, mi-a mai rămas puțin! Uitați! Un sâmbure delicios! Oh, nu! Cred că m-am înnecat! Hei, ce ai făcut? Scuze, Suzy! Iac, scârbos! Ai râs cumva, Quentin? Mănâncă-ți bomboanele acre! Oh, nu-mi doresc deloc! Ce mai scârboșenie! Respingător! Haide, haide, mănâncă! Începem cu două bombonele! Oh, nu! Ce rău îmi e! Buba, buba, salvează-mă! Uf, a trecut! Eu am terminat! Acum tu, Suzy, mănâncă-ți guma! Cu plăcere! O adevărată plăcere, mai bine zis! Delicios! E atât de bună! Vreau să mănânc pe toată! Voi, plănuiește să-mi fulece toată guma deodată? Vai, vai, vai! Sigur v-am fulecat tot! Mai mult! Mai mult! Suzy, ești o mâncăcioasă! Iar acum priviți ce balon pot face! Oh, nu! Îmi iau zborul! Țineți-mă! Te țin eu, Suzy! Oh, nu! Vai! Sunt în cer! Ce frumos e aici! Oh, nu! Se pare că am pierdut-o! O salvăm numai decât! Hei, Quentin! Bomboanele tale! Înghite-le mai repede! Oh, iac! Suzy, prinde! Oh, nu! Pic! Te prindem noi! Vai, am ratat puțin! Ups! Uf, ce mai aventură! V-ați văzut fețele? Suntem cu totul colorați! Wow, am pringles albastre! Tare! Iar eu am primit roz! Grozav! Galbene! Cu gust de cașcaval! Ador gustul de cașcaval! Fetelor, pot începe! La o parte, capacule! Ce miros incredibil! Țineți năsucul departe, Betty! Voi mânca un chips!
se topește în gură! Cred că voi mai mânca! Și așa Bella a mâncat încă unul și încă unul și apoi încă unul, după care s-a decis să mănânce 10 deodată! Și apoi 20! Și apoi 30! Bella, cum ți-au încăput atâtea chipsuri în gură? A mai rămas doar unul la fund! Și voi ajunge numai decât la el! Vai! Mâna mea! S-a blocat! Cutie stupidă! Ține asta! Oh, uite și chipsul! Acum îl pot mânca! Și am terminat! A fost delicios! Acum e rândul tău, Betty! Cu plăcere! Chipsurile mele sunt așa neobișnuite! Oare ce gust să aibă? Cred că e prospețimea gerului! Dinspre ele vine frig! Sunt chipsuri proaspete înghețate! Doar uitați-vă ce albastre și congelate sunt! Și mi-a înghețat mâna! Sunt atât de reci! Cum să le mănânc? Fetelor, ce să mă fac? Nu știm, dar trebuie să le mănânci! Și cum să o fac? O, cred că știu! Trebuie să mănânc cu niște bețișoare chinezești! Uite așa! Și nu mă ating cu degetele! Sunt așa de frumoase! Sper să fie la fel de gustoase! Au! Gura mea! Mă dor dinții de la frig! Nu! Nu voi mai mânca chipsuri congelate! Cum poți refuza chipsurile? Pot dacă te transformă în om de zăpadă! Emma, rândul tău! Al meu? Le voi mânca cu plăcere pe toate! Sunt așa de neobișnuite! Ce e înăuntru? Pare a fi... Toată cutia e o prăjitură! O pot fărâma și mânca! Ce dulce și moale! Blatul e atât de fin, îmbibat în sirop de căpșuni! Și crema cu frișcă e așa pufoasă și gustoasă, dumnezeiesc! Se pare că Emma a fost cea mai norocoasă în runda asta! Nici eu nu aș refuza așa prăjitură! Emma, putem gusta și noi! Bella, m-am gândit la ceva! Și ce au mai născocit? Servește-te cu gheață, Emma! Wow, Emma nici nu a observat! Dar imediat se va prinde! Emma, sărăcuța, ți-a înghețat gura? Ne pare așa de rău! Da, Emma, e oribil! Drăguță, ce bomboni acolo, nu te înțelegem! Da, Emma, te-ai dezvățat să vorbești? Wow! E o broscuță de jucărie! Iar eu am primit o sticlă de twist cu căpșuni! 1, 2, 3, 10 acadele! Wow! Pot fi prima, fetelor! De-abia aștept să mi le pun pe degete! Și ce grozav mi-a ieșit! Da, Bella, foarte grozav! Ce idee grozavă să mi le pun pe toate deodată! Da, te-ai gândit bine! Ești doar invidioasă, Betty! Și acum le pot mânca! Salivez, ce delicios! Au gust de banană! Ador acadelele de banană! Nu mă pot opri, doar privițile! Mi se face rău, mai bine ascunde-le în gură! Cu plăcere! Dumnezeiești! Le voi linge pentru mult timp! Iar eu îmi voi bea sticla de twist pentru mult timp! Voi lua guri mici să fac plăcerea să dureze! Ce răcoritor e! Hei, fetelor! V-ați putea grăbi? Și eu vreau să mănânc bomboanele! Ce plicticoasă ești! Fie, beau! Mulțumesc, Emma! În sfârșit a ajuns și rândul meu! Bună, scumpă proscuță! Ce jucărie grozavă! Ajutor! M-a prins de nas! Glumeam! Oare ce să fie înăuntru? Wow! O acadea! S-o gust! E dulce și frumoasă! Și m-am gândit la ceva! Mă voi juca cu Bella! Domnul proscuță vrea să facă cunoștință cu tine! Nu-i nevoie, Betty! Dar îi placi! O, da, domnule proscuță, asta îți va plăcea! O, nu! De ce se rotește totul în jur? Betty, coafiura cea nouă îți vine de minune! Pa, enervantule domn proscuță! Wow, fanta albastră! Să gustăm! Iar eu am roză! Ce frumoasă e! Wow, fanta galbenă! Nu am mai gustat! Fetelor, cine începe? Eu vreau! Eu îmi gust prima sucul! Ce culoare frumoasă! Să-mi desfac sticla! Ce grozav e-s balonașele! Ador balonașele! Și acum pot bea! Wow, Emma s-a decis să bea toată sticla deodată! Cu grijă, Emma! E atât acid în sticlă! Vai, vine ceva? Un atac de acid! Un adevărat uragan cu vânt puternic care poartă numele de Emma!
Mai puțin și fetele își luau zborul. Mă scuzați! Eu nu-mi voi agita sticla înainte de a o deschide. Hei, deschide-te! Cred că am stricat-o. Stați așa! E jeleu! E o sticlă de jeleu! Ce grozav tremură! Îmi place! E așa de elastică și dulce, cu gust de banane! Nu am nevoie de ambalaj, mă încurcă! Voi mânca toată sticla! E așa de neobișnuită! Cum poți mânca toată sticla? A, e de jeleu! Bella a înghițit jeleul atât de rapid și se pare că i s-a blocat în gură! Betty, nu vrei să-ți ajuți prietena? Desigur! Trebuie să te străduiești să înghiți! Uite așa, floare la ureche! Haide, Bella, urmează sfatul prietenei! Uf, de-abia am înghițit-o! Mulțumesc, Betty! Apropo, e rândul tău! În sfârșit! Deschid și beau! Ce ciudat! Nu curge! Care e problema? A, m-am prins! E gem! Trebuie să strâng ușor de sticlă și atunci îmi va curge direct în gură! Delicios! Așa de dulce și elastic! Emma, uită-te! Cred că ea a primit cea mai delicioasă porție! Ce minunat curge! Pare infinit! Hei! Ce se petrece? S-a terminat? Nu! Încă pot toarce o picătură? Ai, e așa de dulce și delicios! Acum sigur am terminat! Vai! Se pare că mi s-au lipit mâinile de masă! Nu le pot desprinde! Nu-mi reușește nicicum! Fetelor, ajutați-mă! Vă rog! O, da, Betty! Știm cum să o facem! Bella, la ce te-ai mai gândit? Se pare că la ceva grozav! Betty, îți vinde minune nasul și peruca de clown? Bate palma, Emma! Luați-le de pe mine! Ce oribil! M-am lipit de masă și vă o varde de glume! Sărăcuța!